Salut! Astăzi o să facem în limba română clipul. Mentenanță la un laptop, cum se curăță de praf, cum se schimbă pasta termică, cum se depune pasta termică, asta e cel mai simplu pas, cum se desface. Este un laptop, un Lenovo IdeaPad 320, arată cam așa. Eu o să țin aici că deja e un pic de problemă aici. Arată cam așa. Arată extrem de roșu, o culoare super dragă mie, după cum ați observat din multe clipuri unde pun eu o red, și majoritatea este un i3 a 6-a generație, majoritatea cam tot cam așa se fac, adică au capacul de pe dedesubt care trebuie dat jos la mai toate astea de 5-6 ani încoace. Și primul pas, care eu deja l-am făcut ca să fie clipul mai scurt, dăm toate șuruburile jos de pe dedesubt, dar absolut toate. Da? Apoi îl întoarcem așa, ridicăm un pic, ținem aici de balamale, că aici balamale deja trag foarte tare din capac, și luăm o spatulă din asta și începem să desfacem partea din lateral, dar mai înainte, vedeți, la Lenovo au pus aici acest semn de CD. Asta înseamnă că după ce am dat jos acest șurub, avem semnul de CD aici și cu săgețică, scoatem unitatea optică. Așa. Aici nu avem deloc șuruburi. La altele au și șuruburi aici. Și băgăm spatula aici, căutăm să zgâriem cât mai puțin sau deloc. Ideal e să nu începeți în mijloc, în colț, ci undeva mai în mijloc. Și acum ridicăm un pic așa. Acum eu am băgat degetul aici un pic ca să mă ajut. Aici grijă mare la unitatea optică, fiindcă plasticul aici este foarte subțirel și deja este crăpat în partea de sus, dar e crăpat nu de la, îl vedeți, nu de la deschidere, ci din cauza balamalelor. Acum ridicăm aici, să forțăm un pic ca să ne ajutăm, și aici la fel. Tot așa căutăm să nu ne scape această spatulă în interior, fiindcă dacă scapă în interior, putem lovi placa de bază și atunci e o problemă. Așa. Băgăm degetul aici, întoarcem, închidem și, dacă a mai fost desfăcut, asta a mai fost desfăcut odată, se ridică destul de ușor. Dacă nu, mai troznește el din clipsuri. Și aici avem o grămadă de praf, după cum vedeți. Și pe aici, pe la balamale, este și acolo este, nu e vizibil, dar este. Mă credeți pe cuvânt. Așa. Să știți că am făcut achiziție de o cameră web foarte deșteaptă, una de la Logitech, cu care o să filmez de acum încolo clipurile. Am luat și un suport din acesta să-l pun aici să filmeze de deasupra. Dar încă nu am ajuns acolo să le montez. Urmează. Și primul lucru, desfacem șuruburile la baterie, care cineva le-a strâns rău de tot și șurubul ăsta l-a năucit. Desfacem șuruburile de la baterie ca să deconectăm bateria. Este primul lucru care trebuie să-l faceți când umblați într-un laptop. Da? Și avem decât 3 șuruburi, ținem de fire și tragem stânga-dreapta ușor până iese. Da? Apoi o punem aici și începem cu aspiratorul. Prima dată la ăsta și după aia și în laptop. Feriți urechile! Ce trebuie
Să aveți grijă cu cablurile astea flex. Eu am forțat-o pe asta un pic ca și la mândoi inițial, dar e tot în regulă. Neapărat să folosiți o pensulă din asta cu păr din asta alb. Este păr de porc care nu se electrizează. Altfel, când veți da, dacă folosiți din aia cu păr sintetic de la negru, care se încarcă electrostate, când veți da pe memoria RAM, care aici este lipită, avem și un slot aici, riscați să ardeți chipurile de memorie. Și tot în clipul ăsta o să și scoatem harddiscul, fiindcă o să-i montăm un SSD. Și dacă tot suntem aici, mare grijă cu cablurile flex. Asta este lipit, de exemplu, și trăgând de el ca să-l dezlipești, riști să smulgi pur și simplu mufa de aici. Și mie mi-e destul de greu. Gata, am reușit. E idee prostească făcută de producători să mai pună scotch dublu adeziv pe sub panglica flex în afară de mufă. E mult prea mică să fie avut nevoie de cu adevărat de așa ceva. Da, în fine. Și aici asta așa se scoate la Lenovo. Placa de bază nu o să o dăm jos, însă trebuie să luăm o șurubență și să strângem șuruburile de la placa de bază. Neapărat trebuie strânse și astea de la balamale. Eu nu o să umblu acolo acum, că de fapt o să le dau jos ca să umblu la display. Deci strângem toate șuruburile. Aici unde avem stickerul ăsta de Lenovo avem sigur un șurub, că ăsta este sigiliul de fapt. Ați văzut cât de desfăcut era. Așa. Și mai avem vreo unul pe aici. Pare că nu mai avem. Așa. Acum, mufa de la ventilator. Da? Aveți grijă iarăși să nu trageți de fire. Puteți să le smulgeți din ăsta și din pin și ar fi grav. Iarăși cu pensula să nu împingeți foarte tare în pale, fiindcă îl veți descentra. Aici scoatem firele de la wireless. O să le și scoatem de pe ventilator, de pe carcasa ventilatorului. Ține minte pe unde au fost, da? Fiindcă avem nevoie să curățăm ventilatorul foarte bine. Păstrăm ordinea șuruburilor, să știm ce și cum. Foarte mult praf. Așa. Acum desfacem radiatorul de la procesor. Totdeauna cu grijă, nu vă repeziți să desfaceți șuburile de tot din prima, ci le dați drumul jumătate de cursă și toate trei și apoi restul de cursă, da? Fiindcă altfel se va înclina și riscăm să crăpăm pastila de siliciu a procesorului. Eu am clar OCD și curăț. Aici e un disc de machiant și cu alcool izopropilic. La unitățile optice eu le curăț așa. Aici băgăm un ac sau o șubență extrem de subțire. Aici este foarte mult praf. Cum curățați o unitate optică? Nu vă duceți cu aspiratorul fix deasupra lentilei, că o să o puteți să o și rupeți, ci pe lângă, da? Dăm peste tot pe aici, că încă mai avem alcool izopropilic și un pic pe discul ăsta unde are cauciucul acela. Deci nu vă duceți cu aspiratorul direct în lentilă. Stați la o anumită înălțime în funcție de puterea aspiratorului cât să tragă praful. Și acum cu un bețigaș de ureche apăsați extrem de încet. Nu pățește nimic acum, cred unii. Pe lentilă și o ștergeți. Trebuie să lucească. Vedeți? Trebuie să lucească.
și pasul al doilea cu un din ăsta de aer, mai fac eu, cu un spray de aer comprimat, dar gol, ăsta e de aruncat. Mai suflu aici un pic. Da? Am terminat cu unitatea optică. Așa. Rămăsesem la ăsta, care am impresia că i-a fost schimbată pasta, că parcă e prea moale. Aveți grijă, cel mai bine cumpărați, luați un, bineînțeles, Arctic Maze 4, nu e sponsor al canalului sau ceva, deși dacă te-am promovat eu, așa, o să pun eu un link în descriere, e super ieftină, până în 20 de lei sau puțin peste 20 de lei o seringă din asta care ajunge pentru mai multe laptopuri la eMag. Și aveți grijă ca în momentul în care o folosiți mai rar pasta termică, ea se mai separă acel ulei din ea și prima dată când va curge, după ce n-ați mai folosit-o mult timp, va curge ulei din ăla mai mult decât pastă. Ștergeți iarăși, da? Tot cu alcool izopropilic, și aplicați să fie numai pastă, să nu fie ulei din acela. Am curățat perfect. Mai punem pauză la aspirator ca să vă și explic. După ce trageți cu aspiratorul praful aici, aveți grijă la asta că e foarte firavă, mai ales la astea mai noi, veniți cu o perie din asta cu păr, tot așa, păr din asta de porc, natural, da? Asta e foarte folosită, trebuie să fie mai țapă în perii, un pic de alcool izopropilic și dați așa pe aici. Chiar și la cei care nu fumează, se strânge foarte mult praf aici între pale și este bine să-l curățați în acest mod. Și acum trecem la ventilator. La ventilator luăm a treia pensulă, una foarte îngustă, da? Dacă vreți să faceți o treabă perfectă, rupeți cu un cutter acești pini de plastic. Hai să facem treaba asta acum, ca să fie clipul până la capăt. Acest burețel de aici s-a luat în momentul în care l-am tras cu aspiratorul. Și acum e bine să luăm și restul ce mai era. Nu este neapărat necesar. El avea rol de amortizare aici, dar nu e cazul chiar în halul ăsta. Așa. Și până când îl curăț eu, o să bag pistolul cu hot glue în funcțiune. Puteți să-l lipiți și cu super glue, dar e mai bine cu ăsta. Așa. Și voi să iau alt tip de cutter. Mare grijă cu el. Deci trebuie să-i rupem pinii ăștia, care de fapt este un plastic mai înalt și a fost un pic topit așa după ce s-a pus capacul ventilatorului. Asta din cauza producătorii s-au chitroșit ei la 3-4 șuruburi. Ca acolo să face bani. Așa. Am terminat. Dacă faceți așa, atunci aveți șansele să curățați perfect. Avem scociul la aici, de la burete. Și acum ar trebui să iasă fără probleme. Da, și vedeți, ăsta n-ai cum să-l curezi perfect, chiar dacă folosești asta. Fiindcă dai pe aici, pe ventilator și atât. Vedeți că mai sunt ventilatoare din astea care, cum e și ăsta, care ies. Nu au siguranță. Da? Cum așa arată.
Și acum putem să-l curățăm și pe el. Avem și noi un din ăsta care nu era murdar rău. Să îl refolosim. Acum e perfect. Și aici avem grijă să nu ne ducem în bobine acolo, că sunt destul de firave construite. Și acum aspirator. Și cam atât. Aici aveți grijă să nu vă duceți cu aspiratorul pe ax, câteodată ele au o garnitură aici. Nu știu dacă are asta, dar e bine să nu vă duceți cu aspiratorul pe ax, ci pe lângă. Da? Ați văzut ce de praf era pe aici. Și acum arată și el cum trebuie. Hai să-i fac și o poză, că poate o pun ca thumbnail. Nu fi o idee faină. Foarte mișto arată bobinele astea. Așa. Și dacă suferi și de mai mult OCD, folosim un pic de ulei. Eventual ulei de mașină, un ulei mai deștept. Sau găselnița mea, zic eu, inventată de mine, fiindcă n-am văzut-o pe nicăieri. Punem aici o picătură de Duralub. Cei care au mașină știu la ce se folosește Duralub. Asta este fix și mi-a rămas în borcan după ce l-am folosit. Așa. Cu Duralub ăla am reușit să salvez ventilatoare care erau destul de praf. Perfect. Și acum știu că trebuie să-mi schimb asta. Am un prieten, Corneloșu, care tot îmi scoate ochii cu ea, care arată rău că nu știu ce, dar na. E muncită săraca, de-aia arată așa. Am fost la Dedeman, dar nu m-a dus capul să-mi iau, nu mi-am adus aminte. Acum gata, le-am clipsat pe toate, dar bineînțeles, tăindu-le căcatorul, nu mai avem material. Și deja asta tamam bine s-a topit. Și hai să pun asta pe lemn aici ca să nu mai mi se lipească, că mă ia cu nervii capului. Și aici trebuie pus, ținem în tablă, trebuie pus foarte puțin. Punem pe fix, bineînțeles, peste tot pe unde am făcut acele, unde au fost acei pini de plastic. Acum ăsta nu mai vrea și să vezi acum cât o să ies. De obicei așa fac astea. Perfect. Așa, așteptăm un pic ca să se usuce, să se răcească. Luăm resturile astea, deși oricum nu ne încurcă cu nimica, dar după ce le-am făcut frumos, nu se face să-l lăsăm înăuntru. Și așa arată. Nu arată fancy trendy, dar este perfect funcțional. Și asta ai treabă. Așa. Și ce o să vă mai arăt acum, de fapt putem să și o aplicăm. Am zis cu pasta termică. Nu o folosesc eu suficient cât să nu se... Ia să vedem. Nu, nu ce-a făcut acum. Da, acum este pasta perfect. Altă chestie la radiatorul ăsta, dacă observați, avem o gaură aici în radiator.
care corespunde chipului de aici. E o întreagă dezbatere, e de fapt chipset-ul acolo. Acum chipset-ul este integrat în procesor. Și Intel zice că nu mai pune acolo radiator ca să nu încălzească procesorul chipset-ul. Ceea ce e un pic așa. Dar fiind i3-a 6 generație, dacă a ținut de atunci până acum, adică are 5-6 ani, e ok. Cam atâta trebuie pus, nu mai mult, da? După ce îl punem, îl mișcăm un pic așa stânga-dreapta și o să se întindă foarte frumos. Am desfăcut de foarte multe ori ca să văd cum iese și iese perfect. Punem fix pe șuruburi. Îl mișcăm un pic că el are un grad de libertate, ca să zic așa. Tot așa, nu strângem din prima până la capăt, da? Putem să și are niște cifre aici, dar nu e chiar atât de grav. Mult mai important e ce v-am spus, să strângeți jumătate de cursă toate și de-abia după aia restul de jumătate, a doua jumătate de cursă. Așa, hai să punem înapoi asta, că am crezut că are, că e nevoie să o dau jos, dar nu a fost. Am uitat că la modelul ăsta se ridică mufa asta, așa. Acum punem înapoi ventilatorul cu grijă, îl băgăm în mufa aici. Am zis că punem astea cum trebuie și deci avem acest șurub aici. Nu strângem ca nebunii șuruburile, că nu e cazul, nu e nevoie. Vorba unui alt prieten. Și le strângi mă așa ce e la rabă. Asta era Sorin. Firul ăsta de wireless nu vrea el să intre. A intrat acum. Nu a apăsat tare cu șubența în firele de wireless, că nu e bine. Le aducem pe aici. Ideea este că dacă firele astea nu le rutați cum trebuie, poate să intre pe aici, pe calea dividerului, și când închideți dividerul, să întâmple neîntâmplată. Și acum, mare grijă la astea, trebuie neapărat să facă clonțul ăsta. Dacă nu-l face, înseamnă că nu le-ați pus cum trebuie și nu trebuie să insistați să apăsați, ci să faceți din nou. Acum a făcut clonț. Perfect. Mișcăm un pic de ele, nu sar. E ok. Așa. Cam asta ar fi. Eu mă opresc aici cu clipul, că și așa nu o să-l pun, nu o să editez nimic, ca să fie pe bune, să zic, fără nicio editare. O să fie super lung. Are 27 de minute. Mor. Așa. Desfacem ăsta, punem SSD-ul, punem bateria, mai punem un 4 GB de RAM, oricum eu o să-l dau jos să-i schimb ecranul, și tot ok. Apoi, capacul înapoi, clipsurile toate frumos, dividerul și șuruburile. Da? Cam asta este. Dacă te-ai uitat până aici, ești mare. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa, pa!